Mi-a venit recent o informație care este pe rol de verificare că acest turist a plătit o sumă de 10.000 de euro unui jurnalist de la televiziunea Jurnal TV, căruia i-a dat niște screenshot-uri făcute niște doi colegi de lui și apropo, Renat, salut! Eu știu cine din colegii tăi au făcut screenshot-uri la telefoanele cele care le-ați falsificat voi și le-ați dat la acest jurnalist la pachet cu cei 10.000 de euro. Au făcut niște screenshot-uri la niște mesaje, s-au scris între dânsi și au pus numele meu, a cuiva, încă nu știu cui, au făcut screenshot-uri între ei, au făcut asta, chipurile au fotografiat de pe telefon meu sau a cuiva, încă mă înfloresc când mă gândesc la chestiuni de astea. Din informațiile pe care mi le-au livrat mie cineva și urmează să le verific, este că jurnalistul tot a înțeles că e cam fake treaba asta citată și că ei propuneau 5.000 de euro de dată. Și pe urmă i-au dat 10 și au spus că neapărat voi face cea mai tare investigație care o să-l facem praf pe Cafcăliuc. Eu aștept investigații, v-ați lipsit screenshot-uri. Tare o aștept. Și nu uitați că cu voi se întâmple neabisnimea în fapt.